Suntem live și suntem la Poiana Teiului. Puteți intra să dați distribuire, dați un refresh la pagina Turn TV și o să ne găsiți imediat. Asta este, pentru că suntem live, o să trebuiască să facem distribuirile de rigoare și vă invităm să faceți și dumneavoastră același lucru dacă doriți să ne urmăriți pe parcursul intervenției noastre de astăzi. Așa cum vă spuneam ceva mai devreme, suntem la Poiana Teiului, alături de mine este doamna primar Ana Ancuța. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara și bine ați venit în comuna noastră! Cu mare drag, uite, vă dezvălui ceva. Pe drum, când veneam cu al meu coleg Gabriel Munteanu, îi spuneam că este absolut pitoresc peisajul. Chiar aici, în zona aceasta, nu am mai fost și am rămas extrem de plăcut, surprinsă, pentru că e absolut fascinant cadrul natural. Sunteți fericiți, cei care trăiți aici, în zona aceasta absolut superbă. Da. Așa că... Așa este. Veniți încoace dacă aveți un weekend liber. Bine, eu cred că zona este extrem de căutată, în primul rând, pentru că e aici mănăstirea Petru Vodă, a trăit aici Părintele Iustin Pârvu și mormântul lui este în continuare la Petru Vodă. Așa că sunt toate motivele să ajungă în zonă, în primul rând, nemțenii, că eu cred că cel mai important este ca noi nemțenii să ne cunoaștem locurile din județ, nu? Da, aveți mare dreptate. Pe lângă faptul că această comună este frumoasă, oamenii sunt primitori, oamenii sunt binevoitori. În comună avem tradiții, avem obiceiuri, gastronomia satului este una extraordinară. Abia aștept să aflu și detalii legate de gastronomie. Da, și în general avem obiective turistice care sunt demne de vizitat. Așa cum a spus și dumneavoastră, Mănăstirea Petru Vodă, mai este viaductul de la Poiana Teiului, Piatra Teiului, de altfel, Lacul Izvorul Muntelui și multe altele. Doamna primar, în primul rând am să vă rog să vă relaxați și să vă simțiți cât mai bine și cât mai confortabil, pentru că vreau să fac o precizare încă de la începutul emisiunii. Da, atât eu, Talida Cosma, cât și colegul meu, Gabriel Munteanu, ne asumăm să prezentăm și să realizăm emisiuni care prezintă partea bună a lucrurilor. Pentru că eu sunt absolut convinsă că oriunde, și în țară, și în județul acesta, sunt oameni care fac lucruri interesante și fac lucruri bune. Da, echipa Turn TV, în momentul acesta, și nu numai acesta, pentru că cine mă cunoaște personal, în mod sigur știe că nu am intrat în niciun soi de scandal de-a lungul timpului, noi am ales să vedem partea plină a paharului. Credem că sunt suficienți oameni care văd doar partea sau jumătatea goală. Și cu asta am încheiat subiectul și da, de aceea vorbim despre lucrurile frumoase care se fac și la noi în județ, pentru că trebuie să fim corecți până la capăt, să mai fac și lucruri în județ. Doamna, m-am gândit foarte mult cu ce v-aș putea provoca astăzi, pentru că așa se numește emisiunea, Provocare cu Talida Cosma. Și, bine, ne propusesem noi să stăm foarte mult timp afară, dar a venit o ploicică care ne-a dat cumva planurile peste cap. Acum a stat, pentru că asta este norocul nostru, de fiecare dată când filmăm undeva, înainte plouă, după care vine soarele. Dar nu vrem să ne forțăm la maxim norocul și am zis că o să începem filmarea în exterior și dacă este cazul vom intra și în primărie, pentru că noi filmăm în momentul de față în curtea exterioară a primăriei comunei Poiana Teiului. Și m-am gândit așa, oare se pricepe sau nu doamna primar la grădinărit? Este o pasiune mai veche a doamnei primar. Da, și o pasiune foarte frumoasă. Da. Dintotdeauna am fost și sunt pasionată de grădinărit. În curtea casei mele îngrijesc vreo 300 de trandafiri. Wow. Îmi place să cred că și comuna noastră în viitor va fi la fel de plină de flori ca orice grădină. Îmi povesteați că chiar dumneavoastră v-ați preocupat să arate așa curtea
primăriei. Așa este, încă o mână de femeie. Da, 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 se simte, se vede. Florile ne aduc bucurie și ne încântă privirea și cred că este important că atunci când suntem puțin triști sau agitați, să privim floricelele și să încercăm să ne simțim mai bine. Și să scoatem, cred eu, partea aceea pozitivă din da. Sufletele noastre, pentru că așa îmi place mie să cred că fiecare dintre noi are o parte pozitivă. Important este să o scoatem la suprafață. Și dacă tot am vorbit despre grădinărit, v-am provocat să plantați un copăcel. Și dumneavoastră ați plusat cumva provocarea mea, pentru că v-ați gândit să nu plantați orice fel de copăcel, pentru că suntem la Poiana Teiului. Da, așa este. Arborele de tei este semnificativ pentru comuna noastră, pentru că denumirea comunei vine de la acest arbore de tei care exista pe raza comunei, pe pajiște, acolo unde oamenii își pășteau animalele. Și în semn de respect pentru trecut, în semn de respect pentru oameni, voi planta în curtea primăriei acest arbore de tei. Hai să facem împreună lucrul acesta, mai mult dumneavoastră, să știți. Da, sunt pregătită. Mă bucur să aud acest lucru. Aici este și statuia părintelui Iustin Pârvu. Da, este bustul părintelui Iustin Pârvu, bust dezvelit în anul 2015 și sculptura este realizată de sculptorul Ivan Jinaro. Frumos. Da. Unii ori să se întrebe cum de facem plantația în perioada aceasta a anului. Nu este neapărat cea mai prielnică perioadă, însă știu că ați întrebat inclusiv specialiștii, nu? Ați stat de vorbă cu silvicultorii. Așa este. Perioada optimă pentru plantarea acestui arbore este primăvara sau toamna, ținând cont că suntem în luna iunie, iar arborele este scos din plunghiveci cu pământ, nu există nicio problemă atâta timp cât o să-l îngrijim. Păi asta înseamnă că va trebui să-l îngrijiți și când nu să mai fiți primar, să treceți pe aici prin zonă, să îl udați, să-i vorbiți. Știți că se spune că dacă stați de vorbă cu plantele, cresc, da. Așa este, din ce am citit eu despre tei, are o creștere anuală de circa 2 metri, deci într-un interval scurt de timp o să fie un adevărat arbore. Oh, abia așteptăm să revenim și să vedem cum a crescut. Dar dacă tot am adus în discuție ideea aceasta legată de primărie, cum ați intrat în administrația publică? Întâmplător. Niciodată nu... Eu nu cred că e nimic întâmplător pe lumea asta. Da, aveți și dumneavoastră dreptate, însă niciodată gândul meu nu a fost să intru în administrația publică locală. Gândurile mele erau cu totul altele și... De asta spun că întâmplare, la propunerea unui consilier din anul 2012, am intrat în administrația publică locală. Apoi a devenit o pasiune. Și uitați-mă astăzi primar. Frumos! Presupun că nu este nici ușor, tocmai pentru că sunteți o femeie și, din păcate, în România și poate că și în județul Neamț, există încă multe... preconcepții că femeia n-are ce căuta poate în politică, știu că femeia poate n-are ce căuta în administrație publică locală, că femeia nu poate, dar femeia eu cred că poate foarte multe lucruri și a demonstrat-o în timp. Cum ați reușit să faceți față în primul rând vorbelor care au existat? În primul rând, părerea mea este că nimic nu este ușor în lumea asta. Oriunde sau orice lucru măreț se înfăptuiește cu sacrificii. Cum am rezistat vorbelor? Am învățat să ignor
Am învățat să... să înțeleg că din tot ce este rău, întotdeauna se întâmplă și ceva bun. Și am încercat să filtrez informația. Da. Am plantat și... Am plantat teiul. Teiul aici, în curtea da. Primăriei. Urmează să dea bunul Dumnezeu să da. Crească mare și frumos. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră legată de femei, de femeile în administrație da, sau în ați general... Simțit, ați simțit în sensul acesta răutăți? Adică au fost oameni care... Oamenii și-au pus semne de întrebare, e femeie, nu o să reușească. Ce vrea, vrea să fie primar, vrea să fie candidat la primărie, nu o să reușească. Da, asta a fost discuția de început, în timpul campaniei chiar. Apoi, după ce oamenii au început să mă cunoască, în adevăratul sens al cuvântului, am auzit chiar foarte multe voci, printre cele care în campanie spuneau că o femeie nu o să reușească, o femeie nu este potrivită ca și primar. Au spus, da, am avut dreptate. Este foarte bine că am ales o femeie. Și de ce? Părerea mea este că noi femeile gândim și acționăm cu sufletul. Pentru că suntem în primul rând mame. Da? Orice decizie o ia o femeie într-o funcție, funcție de primar sau orice funcție, o ia cu sufletul. Și am mai învățat în administrație că lucrurile simple au o importanță enormă pentru oamenii din jurul nostru. Omul nu vrea neapărat să investești în infrastructură sau să investești în clădiri. Omul are nevoie de o vorbă bună. Omul are nevoie de un sfat. Omul are nevoie pur și simplu să fie ascultat. Cu surprindere, în urmă cu 2 ani de zile, a venit la mine un domn în vârstă de vreo 84 de ani și eram agitată și l-am întrebat. Asta se întâmpla în campanie sau? Nu, după campanie. Așa. Câștigase... Câștigasem alegerile și a venit un domn în vârstă. Și eu când l-am văzut bătrânel, bolnăveor, era chiar spunea că venise din spital și am zis, cu ce pot să vă ajut? Spuneți-mi ce probleme aveți. Și mi-a spus așa, doamna primar, am venit doar să vă văd și să vă întreb dacă sunteți bine. Și asta atunci, pentru că... Atunci am conștientizat și am realizat... Pentru că sunteți femeie, da. Ce importante sunt lucrurile mărunte, da? Omul a venit să mă vadă, să mă întrebe dacă sunt bine sau nu și pentru mine are o mare însemnătate lucrul ăsta. Așa și eu, la rândul meu, mă comport cu oamenii. Îi ascult... Încerc să le rezolv problemele. Care sunt principalele probleme sau principalele doleanțe ale locuitorilor comunei Poiana Teiului? În general, ce vi se cere? În general, oamenii vor să aibă condiții decente de trai, însemnând infrastructură rutieră. Oamenii s-au săturat să circule pe drumurile astea neasfaltate, pline de gropi, pline de apă în perioada asta. Apropo de subiectul acesta, știu că este în plină desfășurare un proiect care vizează un drum comunal. Așa este. Este un proiect început încă din anul 2004. Este un proiect la care nu s-a reușit începerea și lucrărilor decât în anul 2016, din lipsa sursei de finanțare. Eu sper ca în 2 luni de zile să finalizăm acest proiect. Este vorba de drumul comunal Dreptu, pe o lungime de 4,680 km. În ce stadiu sunt lucrările acum? Am terminat lucrările de consolidare ale malurilor pe această lungime de drum și mai avem de asfaltat circa 2,2 km. Apoi mai avem podurile și rigolele și se finalizează. Înțeleg că e un proiect de amploare. Care este valoarea lui? Da, este un proiect de amploare. Valoarea lui este undeva la 110 miliarde de lei vechi. Este un proiect de amploare pentru că, v-am spus, necesită inclusiv consolidările de maluri. Și un aspect foarte important acesta, ținând cont de faptul că sunteți în zonă de munte, ploaia vine extrem de rapidă și de puternică.
încât reușește în unele locuri să rupă efectiv drumurile. Așa s-a întâmplat cu drumul de la Dreptul, despre care vă vorbeam în acest proiect. În anul 2003 sau 2004 a fost acolo o calamitate, o rupere de nori și, într-adevăr, suprafețe întinse de drum s-au rupt efectiv, nu se mai putea circula, rămăsese cărare. Ce alt proiect mai este în desfășurare acum? Da. Sunt proiecte care, fără niciun fel de problemă, menționăm că au fost preluate în momentul așa în care este. Dumneavoastră ați intrat primar aici al comunei, pe care le continuați. Asta nu înseamnă că nu există și proiecte pe care le-ați inițiat dumneavoastră, o să ajungem și da. La ele. Așa că puteți fi în continuare atenți și da. Cu ochii până. Este și normal. Oricare om, nu, ar fi început în mandat, ar fi continuat și proiectele din perioada anterioară. Un alt proiect care a fost preluat și început în anul 2007 este proiectul de modernizare și reabilitare a școlii Iustin Pârvu. Anul trecut, în 2017, mai. Dacă care se află în comună unde anume? La Poiana Tăiului. În comuna Poiana Tăiului, în satul Poiana Tăiului. Da. Este școala mare, școala Iustin Pârvu. Este o școală cu 6 săli de clasă, cu birouri și o sală de sport funcțională. Da. În momentul acesta, deja un efectiv de elevi studiază în această unitate, da? De învățământ. Da, încă de anul trecut, ei studiază în această unitate, în niște condiții decente și se bucură de acele condiții. Acesta a fost un proiect chiar finalizat cu succes, aș spune. Ne îndreptăm spre after school. De când funcționează la dumneavoastră în comună? Pentru mine este o noutate, să știți. Nu am mai văzut after school-uri în rural, în mediul rural. Cel puțin pe unde am umblat până acum. Deci, after school funcționează încă din anul 2015. A fost un proiect foarte mult așteptat de către copiii din comunitatea noastră, pentru că, datorită faptului că suntem și locuim la țară, copiii nu prea aveau cu ce își umple timpul liber. Și atunci, la acest after school funcționează zilnic. Avem în jur de 45 de copii din comunitate care vin la aceste activități. Doamna profesor, bună ziua! Bună seara deja! Că e seara. Cum vă numiți, dacă tot v-am chemat de acasă să ne deschideți? Pentru că era păcat dacă tot, să știți că sunt foarte directă și foarte sinceră, era păcat că dacă am ajuns în zonă, am găsit locația aceasta și îi spuneam și doamnei primar că pentru mine este noutate, n-am mai văzut un after school în mediul rural. Poate că există. Eu până acum, pe unde m-am plimbat, nu am întâlnit și atunci am vrut să deschidem, să vedem despre ce este vorba. Bună seara, în primul rând, cum vă numiți? Bună seara, mă numesc Iruța Maria, îmi cer scuze, sunt răcită, tușesc. O sănătate mult. Mulțumesc. Ce lucrați aici? E cabinetul de artă creativă? Ce se Using origami, pictăm, colorăm, scriem, facem teme, de toate. Ce le place în mod de special copiilor? Să fie inventivi, să creeze ei cât mai mult. Dacă se poate, o zi întreagă să stea să facă ce vor ei, dar să facă ceva. Bineînțeles, cu ajutorul meu, ne inspirăm, ne ajutăm, facem lucrușoare mici. Dar pentru ei înseamnă mult. O să tragem așa o privire cu ajutorul colegului meu. Nu se aude nimic. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Nu ai nicio problemă, trebuie să vă cer scuze. Sănătatea multă. Avem o problemă? Hai să o lămurim deschis. Se aude? Se aude? Acum ne auzim. Da. A căzut netul, poate că o fracțiune de secundă. Aici ce se întâmplă? Este o sală chiar de curs. Da, este o sală de curs. Aceasta, la fel, copiii de after school participă zilnic în această sală de curs. Probabil că aici se fac lecțiile, nu? Lecțiile, da. Apoi mai avem la etaj o sală de pictură pe sticlă, o sală în care a funcționat ca și activitate
șahul, apoi în sala alăturată se face chitară și alte activități. Dacă e deschis... Recreative. Da. Dacă e deschis, urcăm. E deschis și sus? Da? Ați găsit cu ei? Da? Da. Aici, aici vin copiii de... la chitară. Aha. Aici vin copiii la chitară. Ok. Ok. Da, și activități, da, și activități cu terapie. Mi se șoptește. Da. Nu folosim și ca sală de terapie și ca sală de chitară. Când a fost inaugurat After School aici? After School în 2015. În 2015. Aici este atelierul de pictură, pictură pe sticlă. Da, aici se pictează și se pictează icoane. Da. Bun, mergem mai departe. Cred că dumneavoastră sunteți gazda și ne luăm după dumneavoastră ca să știm aici unde... Aici sunt costumele populare. Da. Unde intrăm. Aici? E o sală de repetiții? Aici e o sală de repetiții, aici au învățat copiii să danseze dansuri populare, împreună cu doamna profesor Iescu. Aveți un ansamblu? Da, avem un ansamblu, Teiul, da. Și copiii chiar merg la foarte multe concursuri. Recent au fost la un concurs la Piatra Neamț, urmează să meargă la Satul Mare. Ce sunt foarte talentați. Sunt copii începând cu clasa 4 până în clasa 8. Da. O dată cred că ar fi interesant să-i și vedem. Da, să-i filmăm. Vă așteptăm. Când există un eveniment aici în zonă. Pe data de 1 iulie va fi un eveniment în zona noastră. Ce se întâmplă și pe 1 iulie? Și vor fi prezenți și copiii de la Poiana Teiului. Zilele Țării Hangului, pe data de 1 iulie. Lansați invitația către telespectatorii noștri. Da, i-am invitat. Deja am făcut și afișe și banere. Invităm și în direct. Cum arată programul? Începând cu ora 12 până la ora 22. Începând cu ora 12 sunt grupurile folclorice din participă grupul Teiul din Poiana Teiului, grupul de la Hangu, grupul de la Borca, tot muzică populară. Apoi urmează o formație de muzică populară de la Chișinău și nu știu exact programul. Da, da, veniți pentru că vor fi artiști. Da, veniți că vor fi artiști de la Chișinău, am înțeles. Mergem în zona aceasta pentru că mai e aici un proiect care încă nu s-a derulat. E proiectul dumneavoastră acesta? Este un proiect... reabilitare și modernizare grădiniță și bibliotecă comunală. Un proiect în valoare de 22 de miliarde de lei vechi. Am finalizat procedurile de achiziție, am semnat la fel săptămâna trecută contractul cu constructorul. Urmează să reușim să autorizăm și apoi să dăm ordinul de începere a lucrărilor. Deci este reabilitarea grădiniței. Grădiniță acea... și bibliotecă. Da. Ambele. Da, ambele. Toată clădirea va fi reabilitată, modernizată și dotată cu cele necesare. Interior, exterior. Interior, exterior și dotări. Înțeleg că lucrările vor începe în această vară. Da, în această vară. Eu și sper... există posibilitatea ca până la toamnă, când se începe noul an școlar, să fie redeschise? Cât va dura? Nu, sub nicio formă. Perioada de derulare a contractului este de 2 ani, la fel ca și căminul de la Galu. Am înțeles. Nu, sunt lucruri deci care necesită timp. Eu înțeleg că e o perioadă în care se muncește intens, nu? Se muncește foarte mult și spre norocul meu am o echipă de oameni tineri în primărie cu care muncesc cot la cot și chiar sunt mulțumită de ei și de felul în care depun efortul de a face ceva pentru comunitate. Asta e un lucru îmbucurător. Se știe că fără echipă, practic, nu prea poți avea rezultate și nu poți merge înainte. Așa este. Un singur om nu poate să facă nimic dacă nu are echipă în jurul lui.
Și pentru că plouă să intrăm în primărie, să așa ne fixăm facem acolo. Aminteați ceva mai devreme de căminul cultural. Galu? Da, dar nu cred că le-am povestit telespectatorilor noștri despre ce proiect este vorba. Este vorba despre un proiect de modernizare, reabilitare și dotare cămin cultural Galu. Pe rasa Comunei Poiana Tăilui avem 3 cămine culturale care sunt într-o stare jalnică de degradare. Am reușit finanțarea pentru căminul cultural Galu și pentru căminul cultural Petru Vodă. La căminul cultural Galu, așa cum v-ați spus, am semnat contractul cu constructorul, luați loc. Păi și dumneavoastră, să stăm așa, da? Relaxant. Sau puteți merge poate să merg pe partea aia altă, pe scaunul celălalt. Așa, să ne și relaxăm, nu doar ne plimbăm, da, și odihnim un pic și povestim despre proiecte. Deci, căminul cultural Galu. Am semnat contractul cu constructorul, la fel urmează perioada în care autorizăm totul pentru a putea da autorizarea de construire. La fel, sper ca în 2-3 săptămâni să începem efectiv lucrările. Perioada lucrărilor în contract este 2 ani de zile. Sperăm. Un an. Ce tip de activități s-au desfășurat până acum în acest cămin cultural? Asta este problema. Deci noi nu am avut posibilitatea să desfășurăm activitățile artistice, cultural-artistice. Înțeleg că până acum a fost închis total. Total. Deci sunt într-o stare... Spațiul e dezafectat. Da, spațiul e dezafectat. Și eu, ca și om, ca și primar, sufeream mult în momentul în care mergeam la serbările copiilor. Da? Și efectiv nu aveau unde să-și țină serbarea. Școala nu era finalizată, școala despre care vorbeam, acolo unde există acea sală de sport, pe care noi o folosim și ca sală de activități culturale atunci când este necesar. Și am zis, trebuie să fac ceva, să avem unde, să avem unde să ne desfășurăm activitățile culturale și alte activități. De ce nu și cu vârstnicii, să ne întâlnim seara la un ceai, să socializăm. Vă gândiți la vechile șezători? Așa mă gândesc. Așa mă gândesc. Da. Ce nu se știe despre dumneavoastră? Sunteți chiar de aici, în Poiana Tăiului? Sunteți căsătorită? Aveți copii? Nu aveți? Unii știu, unii nu știu. Sunt născută la Farcașa, în localitatea Farcașa. Sunt căsătorită în Poiana Tăiului începând cu anul 1993. Deci am ceva ani de când... Sunteți înfiată de zona aceasta. Așa este. Am un copil. Eu îi spun tot copil, dar are o vârstă de 22 de ani. Mulți înainte. Da. Și am înțeles că sunteți foarte mândră de el, pentru că are și o profesie foarte frumoasă. Așa este, sunt foarte mândră de el. A ales să facă carieră în aviație civilă. Foarte frumos. Anul acesta a terminat academia. Acolo e poza, da, fiului dumneavoastră cu cine? Cu prietena lui sau cu, nu, cine? Cu mine, cu mami. Nu pot să cred ce bine arată mami. Să știți, da, mami, că nici măcar nu m-am gândit să da, vă fac așa vreun compliment, da, gratuit. Da. Arătați, da, foarte bine aici. Mulțumesc. A făcut fotografia în urmă cu un an. Dar e foarte frumoasă fotografia. Nu aveți emoții, trebuie să vă întreb, când îl știți la zbor? M-am obișnuit cu gândul, cu ideea. În tinerețe mi-am dorit să fiu stewardesa, a fost visul meu. Serios? Da. Uite, iar faptul că o chestie interesantă. Fiul meu și-a ales cariera de pilot, spun și eu ca și dumneavoastră, probabil nu este întâmplător. Da, mai nu. Sunt fericită și încântată pentru că am reușit să-l susțin în tot ceea ce face și în tot ceea ce și-a dorit. Nu, teamă nu. Nu? Nu aveți emoții de niciun fel. Nu, bine, asta teamă presupun că vine și din faptul că aveți încredere în el. Da, și este un copil foarte, foarte echilibrat și responsabil. Dar el ce a spus în momentul în care ați decis să candidați pentru primăria comunei? La fel cum l-am susținut eu, m-a susținut și el. Important spus, lucru. Da, să aveți susținerea, da, familiei. Sunt de aceeași părere, nimic nu este mai important decât familia, susținerea familiei.
Restul toate sunt trecătoare, funcții și alte cele. Familia este cea mai importantă. Ce v-ați propus în acești 4 ani de mandat aici ca primar la comuna, în comuna Poiana Teiului? 2 au trecut, mai sunt 2 ani. Ce v-ați propus? Deci, scopul meu este să rămână ceva în urma mea. Scopul meu este să fac bine pentru comunitate, să fac lucruri necesare pentru comunitate și așa cum v-am spus, voi lucra la infrastructura rutieră. Este cea mai mare necesitate în comuna noastră. Am reușit semnarea unui contract de asfaltare a 5,5 km de drumuri comunale. Urmând să începem procedura de achiziție pentru încă 1,5 km de asfaltat drumuri comunale. Acești bani pentru 1,5 km vor fi de la bugetul local al Comunei Poiana Teiului, iar pentru 5,5 km banii vor veni de la bugetul statului. Îmi povesteați că este o comună mare, sunt 11 sate, nu? În, așa este. În cadrul comunei și sunt câți kilometri? Vă referiți la drumul național sau la drumurile sătești? Deci comuna noastră, da. Comuna traversează drumul național pe o lungime de 29 de kilometri. Avem 15 kilometri de drumuri comunale și aproximativ 25 de kilometri de drumuri sătești. Deci e o comună cu o suprafață foarte mare, o comună cu o suprafață de 16.000 de hectare, din care 67% reprezintă suprafețe acoperite cu păduri, iar restul sunt suprafețe agricole. Deci e de treabă. Oh, clar că este multă treabă aici în comună. Deci partea asta cu infrastructură e primordială din ce înțeleg, da. Cel puțin în viziunea dumneavoastră. Ce altceva v-ați mai dori? Am spus de căminile culturale, reabilitare. Am reușit finanțarea pentru Căminul Galu, pentru Căminul Petru Vodă și mai avem un cămin cultural la deci Poiana. Deci sunt două cămine. Da, două cămine. Două cămine. Iar al treilea cămin, la o discuție cu Consiliul Județean, am făcut o necesitate și o oportunitate a reabilitării acestui cămin. Din punctul meu de vedere și din punctul Consiliului Local, am ajuns la concluzia că nu este necesară reabilitarea unui al treilea cămin și atunci, în parteneriat cu Consiliul Județean, acel cămin cultural, suprafața de teren și căminul, l-am pus la dispoziția Consiliului Județean, iar Consiliul Județean urmează să investească într-un centru ISU. Un centru ISU care este atât de necesar pe raza comunelor Poiana Teiului, Borca, Grințieș, Pipiligul. Da. Un alt aspect care mă îngrijorează și m-a determinat să găsesc soluții este lipsa unui spital în zona noastră. Adică cel mai apropiat, cel mai spital, apropiat spital e cel de la Bicaz, nu? Bicazul sau Târgu Neamț. Am înțeles. Câți kilometri sunt de aici până 50, la... 50 până la Bicaz, 45 până la Târgu Neamț. Deci e mai aproape, practic, la, până la Târgu Neamț și cred că e și drumul... E drumul mai acceptabil, mai bun. Mai bun. Da. Da, așa este. Și ținând cont și de situația demografică din comuna noastră. Asta este un proiect foarte interesant și dacă veți avea posibilitatea să-l demarați, chiar este un lucru pe care îl lăsați în urmă. Da, da, așa este. Am găsit soluția ca un spațiu de la Poiana Largului în care a funcționat una dintre școli. Acum nu mai funcționează acea școală și ne-am gândit că ar fi benefic, la fel în parteneriat cu Consiliul Județean, să facem un centru medical multifuncțional în care să fie și ambulatoriu, să fie și un cabinet stomatologic, să fie și saloane pentru internari. Deci ar fi un lucru benefic pentru comunitate.
Asta și este, sperăm, asta sperăm este o să super realizăm idee. Acest proiect. Cum credeți că va putea fi implementat acest proiect? Luați în calcul fonduri europene? Nu. Avem promisiunea Consiliului Județean că va fi implementat prin fonduri de la Consiliul Județean și de la bugetul statului. În mandatul acesta? Da. Mai avem de reglementat situația juridică a terenului, pentru că în arhivele primăriei nu s-au găsit documente prin care noi să reușim intabularea definitivă a acelui teren. Deocamdată am reușit intabularea provizorie a acelui teren. Mai avem ceva de lucru la partea scriptică și apoi se vor demara lucrările. Dacă vă iese proiectul acesta, este fabulos. Vreau să vă întreb dacă v-ați gândit să candidați din nou în 2020. Cred că... Sau e prea devreme? Da, e prea devreme. M-am spus, eu nu mi-am făcut un scop din a candida sau din a vrea mai mult decât ceea ce am. Scopul meu este ca în acești 4 ani să realizez ceea ce mi-am propus. Apoi vom vedea. Dacă oamenii or să nu vrea să stau jos, să știi. Nu jos, eu vreau să descopăr ce e pe aici prin poze. Da. Deci încă nu sunteți 100% hotărâte? Nu m-am gândit la lucrul ăsta. Sunt genul meu în care nu mă gândesc cum o să fie în viitor. Iau ziua de astăzi, o trăiesc, încerc să fac ce am de făcut, fără să mă gândesc la ce voi face peste 2 ani. Voi face ceea ce îmi va dicta sufletul și nimic altceva. Asta e foarte, foarte bine și cred că așa trebuie să stea lucrurile. Cine e în poze aici? Aici sunt activitățile cu copiii mei. Eu le spun copiii mei tuturor copiilor de la școlile de terasa comunei. V-am și întrebat, nu întâmplător, dacă aveți copii, pentru că v-am văzut în câteva fotografii pe Facebook alături de un băiețel... Frumușel și mult mai mic decât al dumneavoastră. Și m-a întrebat cine este. Cine e el? Da, foarte multă lume m-a întrebat dacă este copilul meu. Nu este copilul meu. Însă pentru mine toți copiii de la școlile de pe raza comunei sunt copiii mei. Aici sunt fotografii cu activitățile făcute culturale făcute de copiii de la școlile din comunitate. Și am imortalizat momentele, chiar la un moment dat am făcut foarte, foarte multe fotografii cu copiii și mă gândeam să le pun pe acest birou și să le acopăr cu o sticlă, pentru că ei când vin în vizită la mine sunt foarte bucuroși când le scot fotografiile și îmi spun. Vin și copiii în vizită? Da, aveți mereu, o zi a porților deschise? O zi a porților deschise sau atunci când ei au un moment de relax, solicită să vină la doamna primar. Eu sunt foarte apropiată de copii și îmi sunt foarte dragi. Și eu mă iubesc pe mine și eu pe ei. Foarte frumos. Da. Facem excursii împreună, facem activități culturale. Da. Vreau să dăm așa un imbold celor care ne urmăresc, celor care ne urmăresc și sunt din județul Neamț, dar nu numai, că nu e obligatoriu, puteți veni în zonă pentru relaxare când aveți timp liber. De ce ar trebui să ajungă ascultătorii și telespectatorii noștri în comuna Poiana Teiului. Haideți să le dăm câteva motive pentru care ar trebui să ajungă aici. Și îmi pomeneați ceva mai devreme de partea gastronomică. Da. Da, ar trebui să ajungă din foarte multe motive, însă pentru mine principalele motive sunt aerul curat, avem și munte, avem și mare, da? Lacul Izvorul Muntelui, noi spunem Marea de la Poiana Tăierului. Așa. Da? Mă gândeam că e vreo mare pe care n-am descoperit-o eu pe aici. E marea noastră, de la Poiana Tăierului. Gastronomia. Bine, peisajul confirm, este absolut fabulos și merită să veniți în zonă. Apropo de aspectul acesta, găsim pensiuni disponibile pe perioada aceasta estivală? Da, sunt pensiuni disponibile. Bănuiesc că în această perioadă locurile sunt ocupate pentru că se fac rezervările din timp. Să știți că vin foarte mulți turiști la noi în zonă, în special în satul Petru Vodă, acolo unde se află și mănăstirea.
turism ecumenic. Ecumenic, da, așa este. Acolo chiar există o pensiune de 3 stele. Și în permanență este trafic. Trafic. Și sunt turiști care ajung. Da. Din punctul meu de vedere, cred că o să fie singura noastră sursă de venit turismul și de aia trebuie să ne gândim cum o puteți, strategie de dezvoltare a comunității, da, pentru a atrage, turismul. Așa cum bine știți, oamenii din zona noastră au trăit din exploatările de masă lemnoasă. Acum, revendicându-se aceste suprafețe, nu mai există această posibilitate. Rata șomajului a crescut. 10% din populația comunei sunt angajați. Ce luați în calcul tocmai pentru a crea locuri de, de muncă? Deci, am spus, eu mă bazez pe refacerea infrastructurii. Oricine, orice investitor ar vrea să vină în zona ta, nu o face din cauza acestui lucru. Deci, noi trebuie să ne dezvoltăm întâi ca și comunitate. Să ne afirmăm prin ceea ce putem oferi, da? Oricui. Și apoi o să încercăm să atragem și turiștii, și investitorii. Chiar am avut o propunere din partea unui investitor. A venit la mine și a spus: doamna primar, dați-mi 5 hectare de teren ca să fac o fabrică de pieleți. Și am spus: domne, ți-aș da, dar de unde? Și după aia mi-a spus: chiar dacă aveați să-mi dați, pe drumul ăsta eu mai mic niciodată. Da, e, da, deci e o problemă, o problemă reală. Infrastructura. O problemă gravă. Da. Da. Ne întoarcem la gastronomie, pentru că nu știu cât timp mai avem la dispoziție, dar n-aș vrea să plecăm de aici fără măcar o rețetă dintre aceea de tocăniță cu hrib, nu? Ce se face în zonă și e extraordinar de delicios? Da, tocănița cu hrib, într-adevăr, este un deliciu. Dacă ați auzit de balmoș, da? Este o combinație. E mămăligă cu brânză. Este mămăligă cu brânză, cu jintuit de la stână, așa, cu urdă, cu unt. Da, este un deliciu. Sărmăluțele de resala în zona noastră. Am înțeles. Este o ciorbă de cartofi cu, la fel, cu jintuit sau cu smântână se face. Sunt producători în zona? Sunt și producători. Chiar sunt doi domni care au produse tradiționale și sunt binevenite și chiar foarte întrebate. Da. Trebuie să-i cunoaștem într-o ediție viitoare. Da. Da. Gătiți? Oh, din totdeauna. Ce anume gătiți? Da, ține o rețetă așa pe final de emisiune. Dar de aici din zonă să fie. De aici din zonă. Sărmăluțele. Ciorba de perișoare, dacă vreți vă gătesc și balmoșul despre care v-am vorbit. Eu mă întorc totuși la tocănița aceea cu hrib. Tocăniță cu hrib. Cum se face? Foarte simplu. Se călesc hribii, apoi cu... Am văzut pe drum de aceea, când am venit în coace, am văzut oameni în fața porților care vindeau hrib, chiar îmi spunea colegul meu: vai, ce bine arată. Pirig. Da, ce bine arată. De-aia vă întreb, care e rețeta? Poate ne oprim să cumpărăm. E foarte simplu. Se călesc hribii, așa, cu foarte puțin ulei, apoi se face un sos din smântână și ceapă, se înăpșe și e gata mâncarea. Deci foarte simplu. Da. Dacă e atât de simplu, mă apuc și eu de gătit, doamne, să știți. Niciodată nu e prea târziu pentru nimic. Mulțumim tare mult pentru faptul că ați acceptat să vă călcăm pragul și să venim în casa dumneavoastră. Vă doresc în primul rând mult succes și vă doresc spor și vă doresc să aveți în continuare determinare, așa cum am spus-o și în promo, și să fiți și puternică, pentru că din punctul meu de vedere, o femeie care reușește să fie și mamă, să fie și soție și să facă și administrație publică locală, eu cred că este puternică. Așa că nu vă schimbați în primul rând. Niciodată nu o să mă schimb pentru nimeni. Asta sunt, ăsta sunt omul primar, ăsta sunt omul Ana Ancuța și nimeni și nimic nu o să mă schimbe.
Un mesaj pentru locuitorii comunei. Fiți buni unii cu alții. Încercați să înțelegeți că frumusețea fiecăruia vine din interior. Aveți încredere, aveți răbdare și vă asigur de tot respectul și de toată prețuirea mea în continuare. Vă mulțumim mult încă o dată pentru prezență, mult succes și să ne revedem cu bine, să fim sănătoși și să vorbim în continuare despre lucruri frumoase, oameni buni. Încercați să vedeți partea plină a paharului, e important. Sunt Talita Cosma, voi ați urmărit Provocare cu Talita Cosma. Am fost astăzi la Poiana Tăiului, dar rămâneți cu ochii pe Turn TV. Toate bune vă dorim!